Nu cred, ia să vedem, Eusebio! Gol! Gol, mă! Cum, bă, din prima? Am zis, ha, bă, că fac schimbări. Ce-ți mai trebuie, mă, schimbări când sare Eusebio, portughe... I-a intrat bățul în cur. Ho, ce bar! Nu! Donnarumma m-a salvat! Doamne, mulțumesc! Salut tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod din... seria noastră de drafturi. Din păcate eu nu prea m-am mai jucat FIFA pentru că se apropie foarte repede de final. Știu că probabil că nu vi se pare chestia asta, că mai sunt câteva luni, dar pe final nu prea mai joc atât de mult, trebuie să recunosc că am jucat destul de mult prin mai, cam așa ceva de genul, am jucat foarte, foarte mult. Acum am apucat de Football Manager și poate să facem ceva live-uri, poate să facem ceva serie cu Football Manager 19 și ăla o să se apropie de final, o să apară Football Manager 20, dar pe ăla nu l-am jucat și este mai interesant, plus de asta avem update-uri, avem acolo transferurile la zi cu ajutorul unor mici patch-uri și hai să cumpărăm aici, votați pe i-ul ăla de sus, aveți un i de sus dacă ați vrea să vedeți ceva episoade live-uri cu Football Manager, dacă nu o să postez mai răruț, să zicem așa. Avem aici niște formații interesante și cred că o să merg cu... aș vrea să am și winger totuși. Cred că o să merg pe 4-3-3 defense. Nu este cea mai bună formație, dar este o formație ok. Avem și 2 KDM acolo. Ia să vedem capitanul. El capitanul este Over Mars. El este capitanul nostru. Nu uitați să lăsați și un like pentru seria aceasta. Poate mai facem ceva drafturi până se termină. Ho ho, Eusebio! Bine, bine, bine. Până se termină sezonul ăsta, să zicem așa. Best! What the fuck? Pe bune? Pă bune, 3, hai că nu te cred, dacă luăm 4, like pentru iconii ăștia, să vedem, poate luăm 4, na, nu cred. De Bruyne, frumos, îmi place, Verratti, sau Coutinho, cred că o să mergem mai degrabă pe De Bruyne, belgianul nostru, face și chemistry cu Eusebio, o să fie destul de ușor să facem chemistry, cât de cât. Ia să vedem, Frankie de Jong, ce card, frate. Nu am cum să nu-l iau. Uitați-vă ce statistici are. Pot să le iau și pe Fernandinho pentru chemistry. Face chemistry perfect. Dar Frankie arată foarte, foarte bine. Și dacă ne-ar pica un RB de la Ajax, nu cred că ne pică un RB de la Ajax, dar totuși hai să încercăm. Dar ne pică Zanetti. Ce mai vrei, frate? Zanetti care dă chemistry lui băiatul ăsta, lui Frankie. Cred că stă în 7, Frenchie. Ia să vedem următorul KDM. Era și timpul să ne pice ceva. Bă, mai slăbuț. O să luăm pe... pe ăsta, pentru că are powerhouse. Și uitați-vă ce squad avem până acum. 4 icon, frate. Mă rog, nu sunt toți cei mai buni, dar măcar îl avem pe Eusebio. Destul de bun. Hai să luăm LB și cred că după aia ne ducem pe rezerve, pentru că n-aș vrea să mă duc. Holy fuck, băieți. O să-l păstrăm pe De Jong, pentru că face chemistry perfect și cu left winger-ul și cu Tagliafico, ceea ce e super, super tare. Deci o să luăm pe Tagliafico. Știu că era și Tejes, dar facem așa și are full chemistry. Au amândoi full chemistry. Deci aici putem să luăm ce fundaș vrem noi. Wow, arată bine draftul, arată bine. Chiar arată bine, sunt curios ce OVR o să avem la final. Avem și un Salah. Bun, bun, bun. Și un Mahrez aici. O să luăm pe Salah. Ia să vedem. Următorul. Messi. Ho, ho. Ziyech. Meunier. Care ar putea să fie și pe dreapta. Arată destul de bine cardul lui Meunier. Nu știu cât de bun este ca și cât de mă, dar este și Messi aici, care poate intra în locul lui Best sau pe stânga. Hai să luăm pe Messi. Îl luăm pe Messi. Până la urmă E Messi că n-avem cum să-l ratăm. Ia să vedem, trebuia să vină și Silvery. Luăm pe Hunter-ul ăsta. Luăm care Hunter. Ăsta o să fie Ronaldo 99. Ronaldo 99. Unde-l bag eu pe Ronaldo 99? Pot să fac așa, băieți? Pot să fac așa? Ia 3 din păcate.
E acolo 3 chemistry. Nu știu cum facem, dar Ronaldo 99. Putem să punem și aici sea chemistry. Mamă, ia perfect Ronaldo. Wow. Wow, ce atac, băieți. Ce atac avem acolo. Dacă ne pică și un cât de mă bun. S-a terminat și Marcelo Ter Stegen. Thiago arată foarte bine, îmi place cardul lui Thiago. Cred că merge pe Thiago, Marcelo n-am unde să-l pun. Mergem pe Thiago, băieți. Și o să ia chemistry destul de bine de la băieți. Mamă, îmi place cum merge draftul ăsta. Să vedem cum facem cu apărarea Donnarumma, care pare interesant, în rest nu ne ajută nimeni. Luăm pe Donnarumma, are și basic, ceea ce e super, super bine. Hai să vedem fundașii. Mă interesează fundașii, să vedem ce opțiune am avea. Chiellini, foarte ok Chiellini. Și o să facă chemistry foarte bun cu Donnarumma. Ia să vedem următorul, ar fi bun un Bonucci sau Godin. Godin nu cred că ne ajută. Hermoso are de la toți și o să stea în 7. Și Hayrati de Jose Fonte. Ok. Sau Godin. Mergem pe Godin. Hai să luăm pe Godin și vedem ce mai luăm după aia. Portarul lăsăm deocamdată, nu ne interesează portarul. Mbappé, salut! Kylian Mbappé acolo. Și dacă îl pune pe Ronaldo, mamă, frate, ce s-a schimbat situația. Complet s-a schimbat. Deci m-a dat peste cap. Nu, deci uitați-vă cât jucători buni avem. Kylian, cred că o să intre în primul minut. Ruben Neves. Prea. Știu ce se ia. O să luăm pe Felipe Anderson pentru Hunter. Ia să vedem. O să încerc să fac și chestia. Oh, Royce. Doamne, Royce care dă chemistry lui Iago Alcantara. Ce ar fi bun Royce, ar fi bun Royce. Și dacă îl pun aici, o să schimbăm în primul. Mamă, ce draft, frate, de super jucători. Sperăm că nu o să vă dezamăgesc atât de rău, pentru că nu prea mai jucat. Asta este marea problemă. Eu nu prea mai jucat FIFA și cam greu cu gameplay-ul. Ia să vedem. Un ultim fundaș ar fi Koulibaly, care stă destul de bine acolo, sau la port. La port face cu cineva? Nu cred că face cu nimeni mai mulți. O să luăm pe Koulibaly. Deci avem apărare formată din Koulibaly, Chiellini și Donnarumma. Sau ceva mai bun? Nu cred. Pepe Reina. Dar cred că este mult mai bun Donnarumma de 90. Wow. Cum arată echipa asta, băieți? Cum arată echipa asta? Eusebio cred că o să vină pe stânga. Mamă, nu știu cum să o fac. Pe bune. Deci, trebuie să intre și Messi. Și Ronaldo. Și Kylian. Și mai am opțiunea de Braine. Holy fuck. Grea alegere. Grea alegere, băieți. Trebuie să las iconii ca să dea chemistry. Da, și o să intre Ronaldo atacant. Mbappé, cine are mai mult weak foot? Hai să zicem că se duce Messi pe stânga și Kylian pe dreapta. Da, cam așa o să fie. Astea o să fie și 3 schimbări. Probabil că o să scot pe Royce. Da, o să scot pe Royce din păcate. Și rămâne Eusebio Câmă. Da, cam așa e tactica pentru acest meci. Mamă, ce bancă de rezerve. Nu, uitați-vă ce bancă de rezerve. 92 OVR, cred că o să facem 100 chemistry cu managerul. Este foarte, foarte posibil. 93! Wow, 93 OVR! 93 OVR, acum văd că am schimbat asta. Super tare, super, super tare. Și ne rămâne. Să sperăm că ne rămâne după ultimul portar. Haideți să vedem și ultimul portar. Dacă ne rămâne chemistry-ul, dacă ne rămâne OVR-ul, ar trebui să fie ceva apropiat. Dar nu știu dacă ne rămâne 93 OVR. Nu prea contează. O să luăm
pe Sirigu, care este și cel mai mare în OVR. Nu ne ajută, clar, pentru că l-avem pe Donnarumma acolo și da, ar putea să facă și el chemistii totodată, dar nu este mai mare în OVR. Și acum foarte important este managerul, dacă facem 100 OVR sau nu. Ar trebui, nu știu ce manager, sincer. Cred că băiatul ăsta ne dă 99, 97, 97, 98, 98. Bun, deci băiatul ăsta care ne dă 99 și rămânem așa. Dar nu știu dacă putem să facem ceva mai mult. Da, cam asta ar fi, 99 OVR. Mă mai joc eu puțin acum, să vedem, sper că s-au schimbat și chemistry style-urile. Să văd, trebuie să dau advance, să ies din ăsta, dacă nu mă înșel, și reintrăm în draft, să vedem dacă mi s-au salvat în sfârșit. No, nu mi s-au salvat, din păcate. Cu chemistry style-urile, văzusem un clip pe net, dar văd că nu mai funcționează, nu știu care e treaba. Acum am încercat să fac cum a spus el, acum jucăm fără chemistry style-uri și așa că, ah, ok, am făcut, băieți, draft de 192, poate facem 193, dacă mă chinui, ia să vedem, dacă schimb pe aici puțin, haide băieți și Pepe, nu cred că mai facem. Da, cam asta e tot ce pot să dau. Pot să fac 93 OVR, n-ar fi imposibil. Pot să pun pe Ronaldo din primul minut, dar nu suntem 100 chemistry, din păcate. Nu suntem 100 chemistry și nu știu ce am putea face pentru 100 chemistry. Nu știu dacă merită chestia asta, pentru că ăsta stă mult mai puțin. Oh, aparent, așa stă în... Dar nu stă Ronaldo. Bun, lăsăm așa, nu ne mai complicăm. Lăsăm așa și îi dăm drumul la primul adversar, să vedem ce facem în primul meci. Am găsit un oponent, joacă din octombrie 2018. Mamă, am și kitul lui Ajax, ceea ce e super tare. N-are cum să fie hacker, deci n-are cum. Ia să vedem ce echipă are. Are o echipă de 90 OVR. Are un atacant de silver, Loris Van Dijk, cardul Van Dijk, foarte, foarte OP de 94. Hai să facem și noi schimbările. Clar o să intre aici Mesica, Mbappe, Eusebio mai jos și intră și Ronaldo și e super echipa. Nu am ce să fac mai mult, deci chiar am o echipă super în regulă. N-am făcut și nici tacticile, din păcate. Măcar să pun la cornere 2. Și cam atâta, nu știu ce aș putea face mai mult și să-i dau lui Eusebio un free roam. Ah, deja are free roam. Bun, hai să-i dăm drumul la mea să vedem ce facem. O vor mars pentru, nu știu cine a fost pasa aia. Zanetti recuperează acum, Zanetti pasă foarte proastă. O protejează bine Thiago, Royce, Eusebio încă n-a ieșit mingea afară și nu s-au făcut schimbările. Trebuie să ajungă Overmars, dar măcar se fac schimbările. Și a intrat și Ronaldo, care o să facă diferența acolo în atac. 99 Ronaldo. Pleacă Kylian Mbappé aici în bandă, pasă de la Ronaldo. Kylian Mbappé lăsat acolo singur, oarecum, și să vedem gol simplu. Să sperăm că nu este offside. Nu este offside. Eusebio cumva. Ia să vedem. Frumos. Foarte simplu golul, nu ne complicăm, Eusebio, portughezul. Și a dat disconnect, cred că am câștigat primul match, ia să vedem. Am câștigat win, mergem la al doilea match. Primul match destul de ok pentru echipă, îmi place cum se mișcă echipa. Cine știe, poate face mai multe win-uri episodul ăsta decât de obicei. Am găsit aici un jucător, joacă din august 2018. Trebuie să fiu și atent la hacker, pentru că întâlnesc încă destul de mulți hackeri. O echipă aproape full in form, ce frumos arată. Var din atac, Sigurdsson, un fel de hibrid, Izo cu Chiellini, Donnarumma, seamănă puțin apărarea lui. Interesant, Robertson acolo pe stânga am văzut. O să fie interesant, are full in form, nu știu dacă este chiar un challenge, dar arată bine echipa lui și va trebui să facem, opa, schimbările.
dacă putem, dacă nu dăm gol așa din primul atac, nu cred. Ia să vedem, Eusebio, gol! Gol, mă! Cum, bă, din prima? Am zis, ha, bă, că fac schimbări. Ce-ți mai trebuie, mă, schimbări când sare Eusebio, portughe... I-a intrat bățul în cur. Oh my god! Cum să ținte bățul în fund, frate? Cum să ținte bățul ăla în fund? Intră trio-ul Messi, Ronaldo, Mbappé, cred că... Da, da, cei mai buni jucători din lume, printre cei mai buni jucători din lume. Nu, nu, nu o dai, nu o dai, frate. Ce? Ce? Efectiv a pus VAR din piciorul și a fost gol. Ok, a fost la fel de ciudat ca și golul meu. N-am ce să zic, este 1-1. Am început din nou meciul, o luăm de la capăt. Dacă nu dă Frankie un gol așa de început. Bun, De Jong, slăbuș șutul, dar încercăm, pentru că n-avem ce pierde. Frumoasă combinație acolo, ce mi-a plăcut faza asta, dar Izzo se opune, nu știu dacă era chiar pe poartă. Este Ronaldo, trebuie să se înalțe, Ronaldo, gol, 2-0, 2-1, pardon, Ronaldo, bine, mă, băiatule. No, nu, nu dai cu Ronaldo, nu dai cu Ronaldo. Uite-te ce s-a înălțat. No, dai, două head-uri deja, am două goluri aproape la fel. Golul e gol până la urmă. Frumos, frumos, îmi place draftul ăsta până acum, chiar merită. Ce am făcut aici, combinația noastră. Ronaldo se opune Donnarumma, dar este offside la Ronaldo. A fost foarte frumoasă faza, s-a demarcat bine acolo, dar sincer n-am observat offside-ul. Dacă a fost așa, a fost așa. Ronaldo ajunge mingea la Messi. A rezistat acolo Ronaldo, nu știu cum a trecut mingea prin amândoi. Dar a fost o fază interesantă. Messi aici în bandă, se repetă istoria, oare? Se repetă istoria, oare? Nu ajunge mingea la Ronaldo. O, ce pasă pentru De Jong, Frankie De Jong. Cum a fost, frate, offside? Bă, cât de aproape, cât de aproape. No, frate, uite-te cum a trecut șutul ăla. Nu știu, efectiv nu știu ce s-a întâmplat cu apărarea. Mi s-a buguit și mâna lui ăla. Dar cum a trecut șutul ăsta și pe lângă Donnarumma? O, ce trecere! Nu mă așteptam să fac așa ceva, Mbappé! Cât pe ce să greșească acolo? What? Eu sunt șocat cum a dat mingea pe dreapta și s-a dus pe stânga. N-am mai văzut așa ceva în FIFA. No, 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 no. Asta a fost total vina lui Chiellini. Deci total vina lui Chiellini. Era pe minge, era sub minge, frate. Și n-a vrut să bage capul. A zis Chiellini, ce, bă, să bag eu capul? Nu, mă, ce vorbești? Deci Chiellini, mare țeapă cine a tras aici. Este de Messi pentru Thiago Mbappé. Și este gol. Ce unghi greu, ce unghi greu. Nu putem să-i spune neapărat kick of glitch, dar a fost o fază frumoasă și Mbappé acolo, ce șut a prins. Ce șut a prins Mbappé și este 3-3. Care pe care aici, chiar e care pe care. Oh, ce bar! Nu! Donnarumma m-a salvat! Doamne, mulțumesc! Cum? Frate, ce ghinion avem! Ce ghinion are. O, dacă îmi luam gol de aici mă supăram. De ce ghinion a avut săracul om? A dat bară. Și după aia, mă, Ronaldo. Și după aia nu știu cum a scos-o Donnarumma. Sincer, Donnarumma e zeu. Cred că o să fie printre ultimele atacuri. Frankie pentru Thiago. Thiago, gol! 4-3, minutul 90. Thiago, gol! Doamne, ce gol! Asta e faină! Asta e faină!
Super episod, băieți, super episod. Nu mă așteptam să dea gol de acolo, dar uite mă că a venit Thiago al meu. Și săracul Donnarumma, prins și el pe picior greșit, cum am fost și eu prins pe la primul gol, dacă nu mă înșel. Și câștigăm al doilea meci, super, super meci. Jucătorul ăsta chiar a jucat bine și câștigăm două meciuri până acum. Poate să fie draftul nostru norocos, să vedem în continuare ce adversar o să avem. În sfârșit am găsit un oponent ca o de 20 de minute, 20 de minute. Din cauza hackerilor care își fac contul în iulie și nu pot să joc cu ei și ați văzut ce se întâmplă. Are o echipă interesantă, Van Dijk, cardul normal, Des, Felipe Anderson, Lukaku, Eriksen, Linga, Lindegaard acolo, cu Lineker, cred că e Lineker ăla. Mă rog, nu contează, are echipă bună, full chemistry. Joacă din 2017 tipul, deci probabil că joacă destul de bine. N-aș băga mâna în foc, dar așa ar trebui. Deja începe periculos și cred că mi-au gol. Oh, sau nu, Donnarumma se opune. Dar trebuie să fim foarte atenți. Și este gol, 1-0. Nici nu știu cine a dat golul ăsta. Cred că e Eusebio. N-aș băga mâna în foc, dar este 1-0. Eusebio, mă, e dă iarăși gol frumos. Sincer, am fost dominat. Vă zic sincer, am fost dominat. Băiatul joacă foarte bine. Are și un momentul de față. Ce joc de cuvinte. Da, are și un momentum, dar uite că am profitat acum de prima mea ocazie. L-a vrut vreo 2-3 ocazii și asta contează acum, dar foarte important, trebuie să nu ne lăsăm pe ureche, pentru că poate oricând să-mi dea un gol așa venit de nicăieri. Eriksen, 1-1. Revine băiatul. I s-a mai dus din momentum, dar a avut ocazie destul de bună. Mesica, de ce ai prelungit-o atâta? Ocazie mare de 2-1. Ronaldo! Ce șut prinde Ronaldo dacă era pe colț. Era ceva ca lumea aia. Ce trece Messi acolo? Te-ai bălbuit, Mesica? Te-ai bălbuit? Nu e bine. Chiar trecuse frumos Mesica. Aoleo. Eusebio, Ronaldo. Mamă, deci dacă mișea și aia pe Ronaldo era super fază. Dar cum a ridicat Eusebio, nu mă așteptam să o ridice chiar așa cu călcâiul. Două măsa de treabă, chiar așa schilat e Eusebio. Și este 2-1. Eriksen n-a mai avut nicio ocazie. El, nu știu, a controlat jocul, nu zic nu, dar asta a fost cea mai mare ocazie a lui și este și gol. Nu știu de unde a apărut Eriksen. Koulibaly a zis băgame și ceva că intră în poartă și nu știu dacă mai putem să revenim. Se ține destul de bine pe apărare și mi-e cam greu să dau golul ăla egalizator. Na, am greșit aici. 3-1. Asta se întâmplă dacă mă bag pe contraatac. Na, m-a pedepsit FIFA, am ratat foarte multe ocazii și a zis Răzvane, ce ne facem? Nu e bine. Din păcate, a fost un meci frumos, dar rezultatul nu prea arată adevărul. Din păcate, așa se întâmplă în fotbal, nu mereu rezultatul e cel corect. Ia-ți de Messi cu stângul. Mamă, ce șut Messi. Asta este Messi. Chiar nu mi-a plăcut cum a jucat. Ronaldo a jucat bine, a stat acolo în față și mai cobora destul de des în apărare. Bine acolo cu Koulibaly. Și William scapă din nou. Thiago, nu știu unde am dat-o. Am dat-o să scap de ea. Prinde Ronaldo. Încerc scheme cu Van Dijk. Aia mi-am găsit cu cine să fac scheme.
Da, și o să se termine meciul. Da. 3 la 1 este ultimul rezultat din acest draft. A fost un super draft, cred că printre cele mai bune drafturi ale mele. 192 OVR și niște super jucători, Team of the Year, Ronaldo, Team of the Year, Messi, Team of the Year, Mbappé, o grămadă de legende. Și hai să vedem ce ne pică și din pecurile de la acest draft. Asta este, bă, e mai bine decât de obicei, de obicei nu fac atâtea win-uri. Hai să vedem din Jumbo Premium. Ade Jumbo-urile, hai, nimic, ca de obicei, nimic nu ne-ar da și nouă un workout, Bauman. Și restul sunt de discard. Ne-a dat Wembley pe care îl aveam deja. Hai să vedem, poate ceva din acest premium gold pack. Dar iarăși nu, ha, măcar un board. N-aia, nici board. Cam asta ar fi episodul, fraților. Sper că v-a plăcut. Nu uitați acolo un like să lăsați. Sper că v-a plăcut draftul. Am ajuns destul de departe, sper că au fost frumoase și meciurile. Eu am fost Silent și ne revedem data viitoare, lume. Pa, pa!